vă aflați în preajma unei persoane care este neobișnuit de prietenoasă și zâmbitoare. Fiți siguri că este vorba de un nativ gemeni. Toată ziua vor socializa. În schimb, racii vor fi nevoiți să bea cafea după cafea pentru a da randament la locul de muncă. Au cam exagerat cu oboseala în ultima vreme. O zi puțin cam agitată pentru lei, dar dacă vor acționa cu mai mult curaj, rezultatele vor fi pe măsură. Fecioarele se pot afla pe culmile succesului. Dau dovadă de ambiție și modestie, însă ar trebui să aibă grijă, fiindcă banii vin și pleacă foarte repede. Și balanțele sunt perseverente la locul de muncă, nu ar fi rău totuși să găsească un echilibru între viața profesională și cea sentimentală. Scorpionii riscă să nu fie atenți cu persoana iubită, așa că diseară ar putea să-și înduplece partenerul cu o cină romantică. Săgetătorii își vor găsi distracția în dezbateri. Ar fi bine să nu caute ceartă. Conflictul nu este confortabil pentru nimeni. Capricornii lucrează la ceva, dar totul pare să înainteze foarte greu. Probabil că omit un mic detaliu care i-ar putea scuti de câteva ore de muncă. Vărsătorii s-au trezit cu fața la cearșaf, așa că dacă nu se liniștesc, riscă să transforme orice discuție într-un scandal monstru. Nativii pești vor fi extrem de greu de mulțumit astăzi, vor considera că doar lucrurile făcute de ei vor fi cele mai bune. În rest, nimic nu va fi pe placul lor. Berbecii vor avea o zi plină de surprize, iar Cupidon se va transforma în umbra lor. Seara, posibil să petreacă alături de persoana iubită. Ziua taurilor ar putea începe într-un mod plictisitor, dar apoi totul se va schimba radical. Mai târziu, posibil să primească o veste ce îi va bucura enorm. Acestea au fost previziunile astrale, ne revedem și ora următoare. Olivia Valentin.